Și în al doilea rând, sunt mulți frați în adunarea adventistă Mișcarea Reformată din Comuna Bucov, care mă cunosc, alții nu mă cunosc. Harul și pacea Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu dumneavoastră toți cei prezenți aici în Sfântul Oraș și cu mine de asemenea. Din copilărie am participat la adunări ale fraților creștini adventiști în casă părintească sau în adunarea din comună. Cu ocazia aceasta mi-a rămas în minte anumite pasaje biblice care m-au condus în decursul vieții și mi-au răsunat în gând ca un eco în mintea mea din care pot să amintesc. Din Proverbe. Bucură-te, tinere, tinerețea ta, fii cu inima veselă, umble pe căi alese de inima ta, dar să știi că la vremea potrivită Dumnezeu îți va cere socoteală. Sau, să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncilor. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce la judecată orice faptă bună sau rea și noi vom da răspunsul cuvenit la ziua judecății. Sau, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce răsuflă, tot ce are suflare să binecuvinteze pe Domnul. Și am să vă mai spun și o poezie. Vinerea mama gătește pentru ziua de sabat, baie haine pregătește, chetele s-au curățat. Soarele coboară în ea grabă, sabatul a și venit. Mama, tata, copilașii îi urează bun venit. Ce frumos este sabatul, sfântă zi a Domnului, purul său slăvit să fie de poporul Domnului. Cu credință și iubire să păzim sabatul sfânt, ascultând astfel de Domnul cât vom fi pe acest pământ. Fapte bune vrem să facem, pe bolnavi să-i vizităm și la casa de adunare să venim să ne închinăm. Doamne, ajută-ne în viață să urmăm pe calea Ta, de a Te alege într-una, ne ajută asculta. După cum știți, am lucrat aproape în jur de 20 de ani în Comuna Bucov și în activitatea mea am avut diverse legături de serviciu sau prietenești în care mi-amintesc de cuvântul Domnului sau mi-aminteam de cuvântul Domnului prin anumiți frați pe care pot, sau familii pe care pot să-i amintesc. Petruța, Tincuța, Petrica, familie Ghinea, familie Urloi, familie Dinu și altele, dacă nu le-am notat, nu le-am spus pe toate, cer iertare. La o anumită perioadă din activitatea vieții mele, a trebuit să plec la direcția sanitară, pentru că așa se cerea, și acolo am luat contact în cadrul direcției cu foarte mulți frați creștini, care erau salariați, după Evanghelie. Și am hotărât, având timp, să mă duc în adunarea creștină după Evanghelie din strada Miciului. Am mers acolo timp de 2 ani, în care nu mi-am găsit pacea și liniștea, fiindcă eu aveam anumite idei și acolo erau alte idei care se contraziceau unele cu ele sau mai era și altceva, un frate care era medic chiar la guvern, a ținut odată o predică și pentru asta am rămas foarte dezamăgit, a început să critique pe frații adventiști preiect. Și atunci, bine, am spus, este prima dată când spun, n-am spus lucrul acesta, am plecat. Am avut o încercare foarte mare și în timpul acesta am cunoscut, deci când mergeam la Cisumbăiu, am cunoscut pe familia Bancu, care sunt de etnie romă, dar sunt niște oameni foarte credincioși. Și după felul cum eu m-am atașat de ei și de mine, am mers la adunare și a zis, soara, zice, sunteți așa de dezamăgită, haideți să ieșim la noi la adunare, aveam de gând să vin încoace. Am mers la adunare, deci adunarea era la dânsul în casă, pentru că adunarea după plăișilor era în renovare. Și am mers... Deci am mers acolo la adunare și pe plăișilor din anul 2007 din august. Și fiind anumite situații, am venit și la Bucov, fiindcă mi este și mai aproape, și doresc ca
să devin membru al bisericii și poate că într-un timp mai apropiat sau mai depărtat să-mi adun și copiii lângă mine. Vă mulțumesc și pacea Domnului să fie cu toată lumea. Amin.